dimineața. Din nou, luna este în Capricorn, așa că azi avem nevoie de ordine și de structură, iar atenția noastră se va îndrepta înspre carieră. Când vine vorba de relații, simțim totul mult mai intens și se poate întâmpla să fim atrași inexplicabil de anumite persoane, cu toate că știm că poveștile cu ei sunt toxice. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Se vor întâmpla tot felul de lucruri care te vor distrage de la planurile tale ambițioase. Totuși, tu știi precis că profesional vrei să treci la nivelul următor. Vei pune și mai mult accent pe organizare și stabilirea unei rutine. Taur. Ziua se va desfășura în favoarea ta. Mare atenție, pentru că te poți îndrăgosti tocmai de persoana aceea care este complet diferită de tine. Totuși, un mesaj de la un fost partener te poate împiedica să te implici emoțional. Gemeni. Apar unele impedimente care te obligă să încetinești ritmul. Pe plan relațional, vrei să faci unele schimbări și să îmbunătățești legăturile de familie. Discuțiile ajută acum enorm să te reconectezi cu oamenii dragi. Rac. Ai un admirator care te urmărește din umbră, iar din când în când tot dă semnale că între voi ar putea fi ceva mai mult decât atât. Acum depinde de tine dacă vei face ceva în această privință. Leu. În prima parte a zilei este foarte posibil să ai parte de momentul tău de faimă. De asemenea, ți se poate desemna un proiect foarte important și totodată foarte bine plătit. Iar leii care au probleme de sănătate se vor bucura de o ameliorare. Fecioară! Superficialitatea oamenilor din jur poate să-ți dea ceva bătăi de cap azi, așa că nu m-ar mira să-i supui la tot felul de teste. Nativii care sunt într-o relație se vor bucura de momente romantice și pasionale. Balanță. Azi ar trebui să te întrebi dacă ești cu adevărat fericit sau doar te prefaci că totul este în regulă. Deși sunt căsătorite, multe balanțe pot fi nostalgice după trecut. Chiar și nativii single au regretele lor. Scorpion. Trebuie să recunoști că îți place să-ți fie periat orgoliul, iar laudele îți merg direct la suflet, chiar dacă afișezi o mină modestă. Și uite așa, poți fi ușor manipulat. Îți doresc să ai mai degrabă prieteni care să-ți spună adevărul verde în față, așa cum de altfel faci și tu. Săgetător. Știi deja că nu te vei îmbogăți din salariu și mai mult ca sigur te tot gândești la un business pe cont propriu. Posibil să reinventezi sau să reiei un proiect. Cert este că ai deja în minte pașii pe care ar trebui să-i urmezi pentru a avea și succes și bani. Capricorn. Oportunitățile se află chiar sub ochii tăi și totuși nu le vezi. Este posibil să fie nevoie să apelezi la sfaturile cuiva din străinătate. Și tot azi te vei bucura de un magnetism aparte și vei atrage mulți oameni în jurul tău. Vărsător. Pregătește-te emoțional, pentru că te așteaptă o avalanșă de secrete care ies la iveală. Și din nou îți vei ascunde emoțiile în spatele umorului. Pești. Linia dintre iubire și prietenie este foarte fină astăzi, așa că nu te grăbi însă să faci vreo mișcare pe care mai târziu o poți regreta, mai ales dacă acasă te așteaptă cineva. Acesta a fost horoscopul, să aveți o zi minunată și plină de iubire.